Bună ziua, prieteni! Am făcut prima experiență cu Sasha și cu căprițele. Nu-i voie, Sasha, gata? Ele se sperie de ea. Ea nu, ea s-ar juca. Asta este primul pas. Se vor acomoda oricum. Bravo, Sasha! Trebuia odată și odată să ia contact unele cu altele. Nu-i voie, Sasha, bravo! Bravo, Sasha! Acum și ele sunt speriate un pic. N-au mai văzut așa matahal aproape de ele. Dar Sasha se comportă excelent. I-ar fi vrut să joace doar. Își merită cu prisosință câine de animale, de pază, de stână. Are în gena lui acest instinct de a ocroti animalele și de a nu le ataca, animalele domestice. Ce grămadă stau și ele, săracele, se protejează, dar chiar nu le are treaba. Și am speranțe că se vor obișnui foarte bine și vom putea să mergem cu ele la păscut împreună cu câinele. Asta va fi undeva în toamnă sau după ce va tăia vecinul grâul în vară, dacă nu vor fi călduri prea mari. Am mai ciupelit-o un pic să mai meargă părul ăla rău după ea, de pe... Se schimbă părul. Bravo, Sasha, bravo! Bravo, Sasha! Așa, stai cu căprițele. Bravo, căprițele! Așa, Sasha, bravo! Bravo, Sasha! Deja începe să resimtă și ea căldura. Am fost la lucernă și... Începe să se usuce, dar din păcate, pe la ora 6 după masa, sunt șanse de furtuni. Nu ar fi prea bine pentru ea, dar cum o vrea Dumnezeu, nu avem ce să facem, doar să primim ce ne dă Domnul. Oricum ne dă cu vârf și îndesat destule bunătățuri. Noi suntem mai păcătoși. Scroafa parcă pe zi ce trece se îngrașă tot mai bine. Acum are aici un pic de apă. Are unde să se scalde, să se răcurească. Bravo, Sasha, bravo! Bravo, căprițele! Bravo, căprițele! Bravo, Sasha, bravo! Bravo, Sasha! Am avut un pic de emoții, m-am gândit că le atacă, dar nu. Dați-l cum merge să vadă și scroafa. Scroafa se cam aruncă după ea. Ce bine se răcorește. Bravo, Sasha, bravo, 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 Sasha, bravo, Sasha, bravo, nu-i voie, nu-i voie, Sasha, nu-i voie, lasă-le, Sasha, lasă-le, Sasha, gata, nu te juca cu ele că se sperie. Bravo, Sasha, mulțumesc pentru vizionare. O zi bună să aveți. Sasha. Deoarece video cu Sasha și cu căprițele a fost destul de scurt,
Am gândit să adaug și un scurt video cu porumbeii și cu baia săptămânală a lor. După cum știți, eu în fiecare duminică le pun să facă baie cu sare de baie. Acum le-am pus. La toți. Ceilalți au făcut baie deja. În capăt sunt matca americani. Aici la mijloc sunt de vânzare. Aici, după cum știți, matca germani. Anul ăsta n-am mai intervenit asupra puișorilor. N-am mai făcut de obicei. Ei în primele 3-4 zile, dacă nu intervenim, la noi fiind închiși în volieră, nu au o imunitate foarte bună. Și dacă nu interveneam în fiecare an la pui, în primele 3-4 zile, când începeau să tânjească, de fiecare dată le băgam golumbul Viofort, 2-3 zile la rând, și așa îi scăpam. Dar acum anul ăsta n-am mai băgat, au murit o grămadă de pui. Oricum nu sunt interesat să mai obțin pui anul ăsta, pentru că am foarte mulți. Și din păcate nu se mai caută să cumpere cineva porumbei. Probabil fiind foarte greu cu finanțele, mulți oameni abia se descurcă de pe o zi pe alta. Nu mai își permit să mai țină și un câine de rasă sau porumbei sau păsări sau animale care nu produc, care sunt doar de frumusețe. Speranța că am bucurat și ochii iubitorilor de porumbei. Mulțumesc încă o dată pentru vizionare și vă doresc o duminică plăcută!